Dosarul prostituatelor de lux din lumea mondenă românească intră într-o nouă etapă. Una dintre fetele cercetate în acest caz a ales să fie judecată prin procedură simplificată și a recunoscut totul, că își vindea trupul pe sute de euro și că le făcea cunoștință și altor tinere cu bărbați bogați, dornici de nopți fierbinți, cu manechine, fotomodele sau invitate pe la diverse emisiuni de televiziune. Milionarul Ioan Nicolae, de pildă patronul de la FC Brașov, primea pe mail poze cu potențialele partenere de unde trebuia să aleagă. Dar ți-am dat poze, ce naiba? Dă-o să mă în pozele tale, n-are nicio legătură cu realitatea, ce dracu? Mie nu mi se pare, la față nu mi se pare urâtă. Dă-o dracului că e urâtă cu spume. Auzi, hai că am ceva nou, bun, îți dau un mail, îți trimit poza cu asta. E tare, nu e nasoală, pe bune, înaltă, cu forme, e bună și drăguță la față. Nu-mi da tu mail, dă-mi pe WhatsApp. Discuția în care se analizează potențialele iubite este purtată între omul de afaceri Ioan Neculae și Diana Gureșoaie, tânăra ajunsă vedetă după relația cu fotbalistul Cristi Tănase de la Steaua. Procurorii spun despre Gureșoaie că era proxenetă, însă oferea și servicii de prostituată. Păi are meciul ăla ziua și mă duc seara, poate îmi dă mai mulți bani dacă dorm acolo, știi? Cu cine mergi? Poate îmi dă 50 de milioane. Cu Ramona merg. Pe de altă parte, Diana Gureșoaie a respins oferta omului de afaceri Ioan Neculae de a-l însoți într-un sejur gratuit în Grecia, pentru că o plătea doar cu 3.000 de euro pentru 3 zile. Alături de el ar fi fost manechinul Ramona Popescu. Investigația a scos la lumină și felul în care tinerele erau racolate. Se atrăgeau una pe alta în grupul de prostituție. Una dintre ele a recunoscut acum în timpul procesului că încasa între 200 și 400 de euro pentru serviciile oferite. Fiind audiată, Lavinia Despina a recunoscut că a prezentat niște tinere unor bărbați cu bani cu care să întrețină relații sexuale contra cost, bărbați bogați cu care și ea a întreținut relații sexuale. Iar când aceștia se plictiseau, îi cereau să mai aducă și o prietenă, astfel încât își prezentau reciproc astfel de bărbați. Cum Lavinia Despina a recunoscut faptele, ea își va primi sentința înaintea celorlalte care au fost trimise în judecată. Procurorii au pus sub acuzare 3 persoane în acest dosar de budoar.